Hello ladies, welcome to my first vlog. Da, este primul meu vlog și acum o să vorbim despre 3 outfituri. Vorbim despre cele 3 outfituri potrivite pentru majorat. Acestea le-am ales în funcție de locații. Avem 3 locații diferite și pentru fiecare voi prezenta câte un outfit. Sunt sigură că o să vă placă și o să fie super mega interactiv. Deci haideți să vedem primul outfit. Mai aveam ceva de adăugat. Da. Aceste 3 outfituri sunt ceea ce consider eu că se potrivește. Eu personal. Adică eu așa m-aș îmbrăca. Dacă vă place altceva sau aveți un alt stil, puteți combina. Eu sunt aici doar să vă fac sugestii. Am ales o rochiță alb-negru. Nu este nici foarte scurtă, nici un pic deasupra genunchiului. Cu fundițele acestea super mega fun. Și aceasta o să o pun cu cizmulițe. Yes! Un pic de bling, mie îmi place să ies un pic din normal. N-aș pune niște pantofi negri simpli, aș pune aceste cizme, eu consider că merg. Avem geanta, am ajuns la accesorii, geanta. Această corderuță o puteți purta sau nu o puteți purta, este la alegere, mie îmi place foarte mult. Mai aveți această brățară, avem un accesoriu pentru mână. Și ochelari, pentru că nu o să ne la majorat direct seara. Nici și noi când este un pic lumină și avem nevoie de ochelari, pentru că ideal ar fi să fie vară. Se au niște râsete pe fundal. Sunt fetele care se distrează în atelier făcând produse, ceea ce este minunat. Nu o să șterg râsetele, le voi lăsa aici ca să vedeți și voi ce fun este aici în atelier. Fetelor, acesta este look-ul meu. Brățara despre care v-am vorbit. Geanta despre care v-am vorbit. Și rochița arată cam așa. Să intre și cizma în cadru. Aici aveți poza cu toată ținuta și în descriere linkurile cu toate produsele, ca să vă plac. Acum vreau să vă arăt și variante de ținută mai girly, dacă vă plac mai mult culorile, dacă vă plac pastelurile. Am o variantă foarte bună de ținută pentru voi și abia aștept foarte. Spiritul Arianei Grande să fie cu noi și avem aici sacou. Și această rochiță mini! Da, este o rochiță mini, foarte drăguță. Am ales acest lanț, floricele transparente, gentuță simplă, extrem de simplă, o pereche de ochelari și o pereche de sandale. Aveți aici lunțișorul, detaliile, ochelari, geantă, sacoul, sacoul. Le dați jos. Sandale. Prietena face majorat la piscină. Oare în ce să ne îmbrăcăm? Vine acum varianta a treia. Avem albastru. Albastru pe costumul de baie, albastru o pereche de pantaloni pe care îi dăm jos, plus accesorii. Vreau să vă arăt costumul de baie. Spatele gol și pantalonul, care și acesta este de vară și are niște decupaje, se vadă piciorul mai sec. Trebuie să avem și accesorii, chiar dacă suntem la piscină. Acestea vor fi minimal, gen ochelari de soare, o geantă și pantofi. Lănțișorul este foarte simplu, am ales un accesoriu foarte simplu, în caz că Gigel ne aruncă în piscină. Avem costumul de baie, avem geantă, ochelari și pantaloni. Sandale și să zburăm la petrecere. Ladies, eu am terminat vlogul acestei săptămâni. Vă aștept să dați subscribe, să vă uitați jos în descriere. O să aveți toate linkurile către produsele pe care le-am purtat. Puteți să vă inspirați din ținute, puteți să luați chiar și acele ținute. Anyway, cum vreți voi. Avem conturile de Instagram, Facebook, TikToks, care sunt very, very funny și vă așteptăm acolo. Dați subscribe și urmăriți-le pentru următoarele 3 ținute de săptămâna viitoare.